Dumnezeu și nu am găsit la prof online într-o exerciție de matematică. Cu probleme diverse, parcă variante pentru teze, da. Zis tu, da? Variante pentru teza. Geometrie. Și așa ce variante este de acolo? Varianta 1. Varianta 1, în teză. Varianta 1, așa, V1, să zicem. Povestea este că primele palți acolo pe algebră sunt foarte ușoare. Și mă duci direct la geometrie. Ai probleme la geometrie? Subiectul care este? Subiectul 3? Tot subiectul, nu e doar din nou exerciții. Deci, e compus din 9 exerciții. Da. Al câtelea exerciții este ăsta? Ultimul, 9. 9. 9. Zi-mi, ipoteză. Înscrie triunghiul dreptunghic ABC cu măsura lui A egal cu 90 de grade și măsura deci, lui B cu 60. Triunghiul ABC în care măsura lui A este de 90 de grade. 90 de grade. Măsura lui de 60 de grade. Da. AB este egal cu 5 cm. AB egal cu 5 cm. De mijlocul lui BC. D aparține lui BC, dar nu oricum, ci mijloc, adică da. B BD să fie egal cu DC, da? Da. BD egal cu DC. Și BE, bisectoarea unghiului B. BE, așa, bisectoarea unghiului B. B. Unghiului B, da? Și E aparține lui AC. E aparține... AC. Aparține lui AC, da. Se cere A, măsura concluzie. Lui... Concluzie. Amit. Amit. Măsura lui B e C. B e C. Egal cu cine? B. A e egal cu DE. A e egal cu D e. Și ce e perimetrul triunghiului ABD? ABD. Egal cu cine, da? Da. Cum pornesc în problemă? O să ies cu un triunghi dreptunghic, ai zis, nu? Da. Eu am deja 60 asta și 30 asta. Deci am copiat așa și desenez triunghiul dreptunghic, așa am expus. L-am făcut în sus. Ce ai făcut în sus? Desenul. Da. Unghiul, da. Depinde unde ai pus unghiul din 90 de grade. Ăsta este A-ul, B-ul aici și C-ul este aici. Da. Cum am reușit să fac? Bun. Eu trebuie să pătrund de problemă. Da? AB este de 5 cm. Dă-i mijlocul lui BC. Da. E mijlocul lui BC. Și B e bisectoarea unghiului B. Și B e... Bisectoarea unghiului B. E aici. Adică ăsta e de 30 de grade. Da. Și ăsta e de 30 de grade. Și împreună 60 de grade. Și ăsta e de 30 de grade. Și au de 90 de grade. Și au de 90 de grade. Da. Am văzut asta. Măsura lui B e ce? B... E C, cât este? Asta de aici. B, C. Este de 120 de grade. Sigur că da. Fiind 180, da, 30, a rămas aici 120 de grade. Așa. Deci, pentru punctul A ai gândit foarte bine aici, măsura eu pentru A. Am scris mai mult, m-am gândit. Deci am făcut zismetic că măsura lui ABC este egală cu 180 de grade a unghiurilor. Unghiul A plus unghiul B plus unghiul C, am scăzut din 180, 60 plus 90, am păi așa zic 30. Și eu. Măsura lui BEC, BEC este egală cu 180 de grade, adică suma măsurilor, minus... 90 plus 60. De ce minus 90, mă? Nu. Eu mă uitam la triunghiul ăsta. Deci triunghiul BEC, triunghiul BEC, eu aici priveam, am vrea să privesc. A, e egal cu 180, minus 60. Minus 60. Eu m-am făcut, eu la început am scris... Ai văzut ca unghi exterior aici? Nu. Unghi exterior egal suma unghiilor neală, frate. Adică da, 90 cu 30, tot 120. Da. Și așa merge. Și așa cum am zis noi, 180, minus 60 de grade, se face egal 120 de grade și a ieșit bine. Punctul B.
Stărtăm că AE este cât DE. AE este cât DE. DE. Aici, domn profesor, nu știu, m-am gândit la ceva mai ciudat. Am spus că EB, am luat spre comparație unghiurile. Triunghiurile EDB. E, D și B. B. Și EBA. Și EBA. Se vezi două triunghiuri. Am spus că EB este latură comună. Da. Am spus că unghiul EBD este congruent cu EBA, deoarece EB este bisectoare. Da, deci asta e cât ăsta. Da. Bine. Și am spus că unghiul EAB este congruent cu EDB. EAB, adică cu ăsta de aici și cât ăsta da. De aici? Pentru că am spus că ED este medianul. ED? Medianul, pentru că unește vârful cu mijlocul segmentului BC. Da. Rezultă că unghiul D este egal cu 90 grade. Dar ce fel de triunghi este BEC? Isoscel. Și într-un triunghi isoscel ce este mediana? Mediatoare. Stop, dacă e mediatoare? Păi este egal cu 90 grade. Da. E și înălțime, da? Da, așa. Deci obligatoriu ăsta e de 90 de grade. Și dacă ăsta e de 90 de grade, ai suficiente motive să spui că triunghiurile acestea sunt congruente. Congruente. Și atunci A e egal cu ED. ED și gata. Mă gândeam că poate e greșit, dar mă gândeam pe dacă unește vârful cu mijlocul. Imediat. Imediat, imediat, nu sigur. Și într-un și știi că e isoscel din A. Și de acolo îmi dau seama că e sigur de 90 de grade. Adică e mediana și bisectoare da. Și mediatoare și de toate. Da. Și înălțime și orice, da? Și în final ai atins că unghiul ăsta e de 90 de grade. Și da. Atunci, cele două triunghiuri comparate, după ce ai șmecheria asta pus că e 90 și 90, sunt, ai suficiente motive să spui că cele două triunghiuri sunt congruente. Că ai unghi, nu? Ai ipotenuză și un unghi. Da. Ăsta e de 90-90, celălalt vine și te duci în cazul unghi, latură, unghi. Ipotenuză, unghi, ascuțim, deci e clar că problema a mers foarte bine. Și... hai să redactăm asta. Am scris, luăm spre comparare triunghiurile EDB și EBA. Dar nu trebuia întâi să-ți asiguri să păi da, am făcut aia. Am spus că ED mediană. Păi, așa zic și eu. În triunghiul BEC, BEC. Eu am făcut asta, am scris la punctul A că triunghiul BEC este isoscel. Oh, și de acolo am arătat că ED este median. Triunghi isoscel și de sus am zis că e ED mediană. Mediană. Așa de dacă noi. Da, mediană acolo de din cele două. ED ED mediatoare sau o înălțime. Așa, e de perpendicular pe BC, adică măsura unghiului BDE este egal de 90 grade. Egal cu 90 de grade. Și mai știm că unghiul A este egal cu de 90 de grade și deci este că sunt... Deci da. Acum când e triunghiul despre comparare, da. Deci de aici rezultă rapid că triunghiul EBD e... BD și congruent. Și triunghiul EBA. EBA au. EB latură comună. EB latură comună. EBD congruent cu EBA. EB EBD. Deoarece EB bisectoare. Congruent cu EBA. Dar ce e B bisectoare? E B bisectoare. Și EAB este cât EDB? E măsura lui EAB egal cu măsura lui EDB. EDB și egal cu 90 de grade. Da. EDB și egal cu 90 de grade. Și atunci triunghiurile acestea sunt congruente. Deci triunghiul EBA EBD, parcă EBD este congruent cu triunghiul EBA. EBA. Cu triunghiul EBA. Și din congruența triunghiilor va rezulta că AE este cât ED. Da. AE
egal cu E, D. Da. Și aici îmi cerea să aflu, la punctul C, îmi cerea să aflu perimetrul triunghiului BAD. B... AD. Unița cu D. D. Da. Eu știam, din desen, pare că este echilateral triunghiul. Pare, din desen. Din desen. Pare, dar nu suntem siguri. Și mă gândeam, da, noi știm că doar EA, EC, nu, BA este 5 cm. Da. Și de restul altul nu știm absolut nimica. Pentru că măsura lui DC nu ne spune, dar noi știm că DB este cât DC. Dacă ne-ar da, de exemplu, că BC este 6 cm, ar rezulta că BD este 3. Și de asta nu știu cum să arăt ce lungime au celelalte laturi. Da, te-am înțeles, te ești într-un moment de derut, așa, tu nu reușești. Nu știu că, de exemplu, cât împarte EAD unghiurile. Știu doar că B este un de 60 de grade, în rest nu știu nimic de alte unghiuri. Da. Hai să mai vedem aici, triunghiul ăsta și fel de triunghi este așa. E de ce, dacă vrei. Este triunghi. Dreptunghic. Dreptunghic. Și unghiul ăsta de cât de grade? 30. Și ăsta cum zice? Și ăsta de 30 și... Nu, no, nu, no, no, ăsta de cât este? De 30 și celălalt de 90. Ăsta de și 90. Da. Dar ăsta așa tot. Cât o fi? 180. Tot e 180, inclusiv ăsta de 60, dar el numai el așa că a rămas. 120. 120. Și triunghiul AED. Ce fel de triunghi este AED? AED. AED. Ce e afară la punctul B? Cum se cheamă? Că este isoscel. Așa, dar ai arătat că AE este cât e de. Da. Și dacă e isoscel, ce mai știi? Că unghiuri la bază de câte grade sunt? Sunt de... Sunt egale unghiuri? Da, sunt de 30 de grade amândouă. Amândouă? Fiecare e de 30? Da. Ăsta e de 30, ăsta e de 30 și numai vine cu 120, fac cu 180. 80, da. Adică din 100 scădeam pe 120, ne dădea 60 și împărțat 30-30. Și atunci, cât i-a rămas ăsta să fie? 60. 60. Ce fel de triunghi este BAD? Echilateral. Este echilateral, pentru că are pe ăsta de 60. Și cea tot de 60 și cea de jos tot de 60. E clar. Și dacă... E 5 ori 3, perimetru de 15. Deci nu te-ai prins în problemă? Care a fost motivul? Păi da, eu știu. Eu știu de ce nu te-ai prins. Că nu te-ai uitat că ai făcut și punctul A. Tu ai bănuit că triunghiul ăsta AB ar fi echilateral, ai bănuit. Din imagine. Din desen. Da. Ai simțit că așa ar fi. Dar n-aveai argumente. Și de ce nu aveai argumente, spune-mi încă o dată. Pentru că m-am uitat la punctul A. Nu la B. La punctul B, ai arătat ce? A, că A este cât ED. Foarte important. Și atunci, unde te trimitea chestia asta? Mă trimitea că triunghiul AED este isoscel și de acolo aflam că fiecare îmbrățișează 30 și pe am dădea să mă îngură și mă sună și tot. Vezi? Cât de important. Punctele din urmă sunt ca și cum ar fi date în ipoteză. Că le-ai făcut. Sunt adevăruri pentru problema aceea. Ele se lipesc ipoteze. Te folosești de rezultatele acelea. Deci tu spune, aș dacă aș reuși să arăt echilateral, ce fericit aș fi. Că am un A și aș fi 3-5-15. Și acum te trăiești pe lucrul ăsta. Triunghiul echilateral are toate laturile egale. Nu știi cum să te duci cu laturile. Dar la unghiuri, ar fi foarte tare cu unghiurile. Că el, triunghiul acesta, nu fac 180 grade, un unghi îl știai de 60, îți mai trebuia încă unul de 60. Da. Și atunci, natural și lateral de 60. Și aici problema are ascunsă
Ideea că triunghiul acesta este isoscel. A e de isoscel. Că ți-am spus la punctul anterior că A e este cât e de. Și că unghiul ăsta de aici... Da, acolo nu m-am uitat. Dar mă gândeam, mă uitam doar pe triunghiul care îmi trebuia. Mă uitam pe școală, începe sau ceva. Nu e nevoie, nu e cazul să stai focalizat pe el acolo. Ci de la el ce aș putea face ca să ajung la el? Echilateral cum ar trebui mie, cum am simțit că ar trebui să fie. Ei, ar trebui să pot găsi unghiurile de data asta. Că am un unghi și ăla de două. Și lucrarea se face cu unghiul. Și unghiul de aici este 120, că este un exterior. E 60 aici și ăsta tot. E clar că fac cele două nealăturate. 90 cu 30, poftim. Da? Tot așa de bine. Da. Cum redactăm? De unde plecăm? Plecăm de la EA de exact în chestii social. Așa. Deci, E, A, D, da? Ar deci spunem așa, cum A e egal cu E, D, A, E, egal cu E, D, de unde știm asta? De la punctul B. Rezultă că triunghiul care? Triunghiul A, E, D. Așa. A, E, D, triunghiul A, E, D. Isoscel. Isoscel. Și fiind triunghi isoscel, rezultă că... Rezultă că... Nu, este isoscel, da? Da. Pe de altă parte... Știm că unghiul E... A, E, D, știm prin trei. A, E, D. Unghiul A, E, D. Este 180 grade. 120. Dar spune-mi cu cine este egal. Egal cu... Egal cu... Păi mai ar trebui să băgăm în joc EDC-ul. EDC-ul. Spunem că EDC-ul în EDC, unghiul DE, că are 60 de grade. Așa, și atunci zici 60 minus, 180 minus 60, da. Că e alungit, da? Unghiul AED, spunem de dată, egal cu 180 minus 60. 80 de grade minus 60 de grade. Egal cu 120. 120 de grade, da? Din cele două, ca isoscel și ăsta de 120 de grade, rezultă că unghiurile... Rezultă că unghiurile DAE... DAE, da. DAE... Este congruent cu EDA. Congruent cu EDA. Și egal... Și cu 30 de grade. În paranteză spunem de măsură 30 de grade, da? Da. Și de ce ne vom scădea din... 90-30. Deci unghiul BAD rezultă că unghiul BAD egal cu 90 de grade minus 30 de grade. Nu? Deci, 60 de grade. Egal cu 60 de grade. Unghiul ABD. ABD e dat în ipoteză. Egal da? 60 de grade. ABD egal 60 de grade. Din cele două rezultă. Măsura, că... da? Măsura, da. Măsura. Din cele două rezultă că triunghiul, deodată, că, dacă ai două unghiuri și un triunghiul. Că triunghiul DAB, da. DAB echilateral, perimetrul triunghiului DAB, perimetrul triunghiului DAB egal cu? Egal cu 15. 5 ori 3. 15 centimetri. Egal cu 15 centimetri. Ce-am mai învățat din nou problema asta? Să ne folosim de puncte laterale. Bun, perfect. Și trebuie încă o dată să ții cont de următorul lucru. Sfatul meu este ca în clipa în care intri în problemă, spui stau subgativul până când dau de ea. Nu abandonăm repede. Nu abandonăm. Problema, odată ce ți-a intrat, a apărut în mintea ta, ai înțeles-o, trebuie să și insiști pe ea, că atunci apare ideea. Nu apare așa orice, parcă la prima citire. Și trebuie să insistăm până când... Ce ar trebui să arăt? Ai simțit că triunghi echilateral și mi-a plăcut foarte tare aici. Ai simțit. Și acum, ce șanse am să arăt că este echilateral? Cum? De unde să pornesc? Sigur, a fost important și punctele din urmă. Da. Nu totdeauna. Dar da. Ele totdeauna le ai deja adăugă, ripite la ipoteză, că le-ai muncit pe ea
Și ele sunt adevărul pentru problema aceea. Așa încât, eu cred că împreună aici am reușit să o agățăm foarte repede. La punctul B, nu eram așa zis, dar... De ce la punctul B? Ce a fost la punctul B, iarăși o chestie? Nu știu, de ce? Deci când scriam, mă gândeam să scriu, nu știu, mi-era frică să scriu, nu știu. Păi, nu, când ești convins. Acolo era treaba aceea cu mediana, da, care este și în triunghiul isoscel și înălțime. Deci, vezi, autorul este zgârcit maxim, îți dă minim din informații cu care, pe care tu trebuie să le folosești. Dacă una ne... De ce o luat el în mijlocul? De ce păi, rămâne? Pentru că una am vârful cu mijlocul și tu le-am seama. Și ai avut mai înainte triunghi isoscel și atunci mediana este și mediapare, deși e clar că perpendicular acolo. Da. Și ai 90 de grade și te-ai lipit de probleme. Mergi mai departe. Să zicem. ABC este în triunghi isoscel. Triunghiul A, B, C, isoscel. În ipoteză, da? Da. Cu baza BC. Așa. În paranteză, dacă baza e BC, înseamnă că A, B, egal cu A, C. Asta a văzut. Da. AD e perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. T aparține lui BC. Virgulă T aparține lui BC, da. Și M aparține lui AD. Iar M aparține lui? AD. AD. BM intersectat cu AC. BM intersectat cu AC. Egal cu P. Mulțimea formată din punctul P. Și KM intersectat cu AB egal cu Q. KM intersectat cu AB egal cu Q. Q. Dar M-ul unde o să-l spune? Nu știu nimic adică. Păi M e pe AD, spune acolo. Oriunde? Așa am înțeles. M e pe AD. Păi nu așa... E, spune că D știm cum s-a localizat, iar M e pe segmentul AD. La întâmplare, nu spune nimic. Vă M e așa. Și mai departe să vedem o să vedem o problemă. Demonstrați că... Confuzia, da? Triunghiul MBC isoscel. Triunghiul MBC. BC isoscel. Și BQP paralel cu BC. Amic, BX sunt două întrebări, da? Da. Și? QP. QP. Paralel cu BC. Paralel cu BC. Mamă, să vedem cum facem desen. Sigur că da. Respectăm foarte atent de toată ipoteza. Da, păi facem un triunghi isoscel. Deci un triunghi isoscel. BC baza. Luăm pe de la mijloc, că se zice că AD e perpendiculară. Nu construcția un triunghi isoscel este așa. Așa de făcut. Dacă am luat mijlocul, cum problema și avem nevoie, și luăm perpendiculara pe mijloc, care și mediatoare și de toate, și luăm un punct A aici și atunci AB egal cu AC. Că știm noi bine, totdeauna punctele pe mediatoare sunt la egală distanță de laturile de capte de segmentul acela. Adică AB egal cu AC. Bun, n-am construit triunghiul echilateral, D pe BC, M este un punct pe AD. M la întâmplare pe înălțimea asta, da? Da. Nu le-am la mijloc, ci mai aproape de diagonala poate. M. M pe A, D. Da. B, M, intersectează AC egal cu P. P, M. Deci din B, prin M, mă duc. Și B, M, intersectează pe AC în punctul P. P. Da. B, M, intersectează AC egal cu punctul P. Și C, M. Și C, M. Pe AB. Intersectează pe AB în punctul Q, nu? Da. Deci, punesc pe Q, M, M și obțin punctul Q. Da. Și acum trebuie să arăt ce?
M, B, C, isoscel. M, B, C, M, B, C, isoscel. M, B, C, este isoscel. Da. Hai să vedem cum. Putem să luăm spre... M, pe unde a spus că este? Pe cine este? M. M. E pe AD. Ce este AD acela? Este mediană, mediatoare. Corect. Așa. Eu mă gândeam că dacă putem... Dacă este mediană, mediatoare, înălțime, în triunghiul ABC. Mă gândeam să arătăm da. Că BC, BM este cât CM. BM este cât CM. Asta ar trebui... Da. Mă gândeam că ar putea să luăm spre comparare triunghiurile QMB. QMB, da. Și QMP. QMP. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi știu că BQ este cât QP. BQ... Este cât QP. Nu am nicăieri asta. Păi voi scade din BQ QA și din QA PA. Dar despre A, Q și A, P, A, că sunt egale? Păi spun că din punctul B da. Trece, unește, se intersectează cu A în P. Da, dar nu știu că A... Se intersectează în același mijloc. În același, n-am eu nicio teorie, nicio relație care să mă ajute aici. Același mijloc, n-am auzit undeva așa. Ce trebuie să faci tu, tu te canalizezi spre a arăta că triunghiului QMB și cu CMP sunt congruente, da? Hai să vrei tu. Nu merge. Mă gândeam să spre comparare triunghiurile B, D, M da. Și D, M, C. Știam că B, D e cât D, C. B, D, C, D, C. Știam că D, M, latură comună. Da. Știam că unghiul D, nu, B, D, M este cât C, D, M. De unde știi? Din ipoteză. Pentru că avem triunghi sus. A, mai isoscel. Și atunci... Da. Păi stai un clip, mă, dar ce să mai muncim la cele două triunghiuri? Ce este M, D în triunghiul B, M, C? Ce este M, D în triunghiul? Mediatoare, mediană. Păi cum au făcut în triunghiul ABC, face și în triunghiul. Este dar un punct de mediatoare. Nu știam că este isoscel. Da. Păi, deodată. Dar datorită faptul că unește vârful cu mijlocul în triunghiul BMD. A, da. E mediană. Mediană adică și mediatoare sau înălțime și atunci gata. Isoscel. Triunghiul este isoscel și latura BM cât MC. Nici n-ave. Oriunde te duce cu un punct de pe mediatoare, oriunde te duce și reunești, uite așa. A, ce e la egală distanță. Da. Să duc iar la egală distanță. Asta e calitatea mediatoare unui segment. Deci dacă am un segment și duc mediatoarea sa, mediatoarea acestui segment, toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de cap. Toate. Adică triunghiul care formează sunt isoscele. Asta vă spun. Deci vezi? Ei, iarăși ai bârbuit lângă, ai bârbuit problema. Deci ce ți-a lipsit ție ca să nu atași deodată? Sigur problema asta. Ne-ai sensizat imediat aici. Când am zis eu, cum construiesc eu triunghiul ăsta? Cel mai bine, am luat BC-ul, am dus mediatoarea și în timp ce construiesc pe orice punct e la egal distanță. Tot despre la egal distanță, pentru că vreau să ți atrag atenția că M fiind pe AD, atunci și în M va fi cât MC. Păi atunci nu QM era cât MP? QM egal cu MP? N-aveam eu motiv. Eu am atâta. M la MB față MP. Am dus mediatoare segmentul acesta. Dacă doar puteam să mă gândesc și prin compararea triunghiilor. Ea a ieșit și compararea triunghiilor. Da. Compararea triunghiilor fiind dreptunghi, ce tocmai așa se demonstrează că sunt la egală distanță. Comparăm cele două triunghiuri, ele sunt congruente și atunci laturile acestea sunt congruente și gata problemă. Catetă, catetă. Da. Deci nu am fost împotriva soluției, dar am vrut să spui într-o altă formă
Exact ce ai spus tu, compararea trendurilor într-o finală. QP paralel cu BC. Trebuie să numim Q cu P și... Da, Q cu P. Păi da. Trebuie să arătăm că e paralel cu BC. Păi sunt. Păi sunt pe cuvântul meu. Da. Pe cuvântul meu că sunt. Sunt matematic, când spune. Bunul simț matematic spune că sunt paralele. Ah. Păi n-ar fi AD secantă? A, D, dacă ai putea o să vezi secantă și dacă ai reușit să arăți că și unghiul ăsta e de 90 de grade, atunci... Ce este de 90 de grade? Unde știi? Păi, dăm profesor, triunghiul CAP. Ce? A? AQP. Triunghiul AQP, da. Isus, ce? AQ, de unde? Păi, domn profesor, din A, din B, A, B, A, scădem B, Q. B, Q. Și rămâne A, Q. Da. Și pe din A, C, scădem P, C. P, C. Și... Dar nu știi că Q, P, e cât P, C. Trebuie să fie ceva cu... paralelism, că nu degeaba mi-a zis. Deci te duci pe problemă. Da. Te duci pe problemă. Dar acum te informăm la cum ales că QV e cât BC. Aș putea să luăm... Ah, mi-am dat seama. Putem să luăm la spre comparație triunghiurile Q... Nu, QBM. QBM. Și QMP. Q, B, M și Q, M, P, nu? Da. Ce au cele două triunghiuri? Păi știm că unghiul Q, M, P este cât B, M, Q. Ca fiind opuse la vârf. Opuse la vârf. Da. Mai știm că B, M este cât Q, M, M, C. B, M este cât Q, M, că am arătat mai înainte. Da. Și mai știu că unghiul Q, B, M este cât unghiul M, M, C, P. Q, B, M, cu... M, P, M, C, P. M, C, P, de unde nu știu? Păi știu că unghiul la bază, da, fiindcă este isoscel, da, unghiul la bază sunt egale. Adică tot dinainte, așa, era egal. Și am luat aceeași... Asta e cât asta... Am arătat înainte că B, M, C este isoscel, deci rezultă că unghiul... Ce-au rămas și da, sunt congruente. Și congruente. Așa. Știi ce arăt că sunt congruente? Cât ai pasat în cazul de congruență care? La unghi, latră unghi. Așa este. Unghi. Latră unghi. Latură și unghi. Da. Și de ce rezultă că BQ este cât BQ? Da. După aia din BA scad QB, da, și din AC scad BA și știu că sunt egale. Și atunci rămâne AQ egal, AQ egal cu AP și știm că este isoscel. Da. Și cum AM, AD, AD este perpendiculară pe BC, da, știm că și AD este perpendiculară pe QP, deoarece trece prin mijlocul drept. Exact. Da. Da. Din tot isoscel, da, trece prin mijloc, da, și atunci aceasta e perpendiculară, da? Uh-huh. Și fiind perpendiculară pe amândouă, ce calitate au aceste două? De sunt două drepte, tai din secanta AD, unghiile acestea se cheamă... AD sunt drepte, da, și sunt corespondente. Sunt corespondente, da, da. Și atunci le obligă pe cele două drepte să fie paralele. Paralele, da. Foarte, foarte rapid.